Zi cu emoții pentru judecătoarea care mesteca gumă și căuta în sala de judecată un tânăr mort în urma accidentului de la 2 mai. Aceasta urmează să afle dacă va fi suspendată. Secția pentru judecători în materie disciplinară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii va analiza astăzi sesizarea inspecției judiciare cu privire la propunerea de suspendare din funcția judecătoarei Popoviciu Ioana Ancuța din cadrul judecătoriei Mangalia. Vă reamintim recent, judecătoarea a formulat o cerere de abținere de la judecarea dosarului, însă solicitarea a fost respinsă. Ioana Ancuța Popoviciu este cercetată de către inspecția judiciară după ce și colegii ei magistrați s-au autosesizat asupra comportamentului său din sala de judecată. Potrivit presei locale, judecătoarea a mai fost sancționată disciplinar o dată de către inspecția judiciară în luna mai anului 2023 pentru exercitarea funcției cu gravă neglijență.